Întâlnirea mea cu Părintele, așa cum ați văzut, a fost prelejuită de aceste sfinte moaște. Unii poate ați văzut pe internet, la Iași, anul acesta de 19 martie, a fost a 7-a conferință la care sfintele moaște au izvorât mir. În fiecare an izvora mir din această racă, în care e o bucată de craniu de la iud, și Părintele Iustin, când mă trimita la Iași să vorbesc, spunea: moaștele o să vorbească mai mult decât voi. Și lucrul acesta s-a întâmplat în primii 6 ani, după care a apărut îndoiala în inima mea și m-am gândit: dacă moaștele nu se mai izvorească mir, poate mi-a bine să nu fac conferință. Și anul acesta am pus Paștilor Cedric, de care ați auzit, a ținut o conferință la Sfora Alba Iulia, în care povestea cât l-a marcat să vadă cu ochii lui cum izvorăsc mir în Sfintele Moaștele. Și atunci am sunat la Petru Vodă și am rugat-o pe Maica Stareță de la Paltin să se ocupe de organizarea conferinței anul acesta. Și Maica s-a ocupat, au fost mai mulți vorbitori, a venit și această raclă, Părintele Serafim, duhovnicul de la Cășiel, a adus moaște de la Sfânta Ecaterina, de la Sfinții Apostoli, și anul acesta au zvorât moaștele mir cam o oră, izvoreau, ștergeau oamenii, ieri izvoreau. Un preot, la un moment dat, care venise tocmai de la Satul Mare, a avut credință că o să vadă moaștele izvorând mir. Și când s-a închinat, zice: frige. Când întreabă cineva: ce frige, Părinte? Moaștele. Această bucată de sfinte moaște, de când am pus mâna, am simțit-o caldă, nu frige. Dar Părintele cu Maica au simțit că îl frige. La un moment dat, un părinte a început să citească acatistul Părintelui Iustin Pârvu. Imediat a început să izvorască mir dintr-o icoană mare a Părintelui Iustin. Poate ați văzut filmarea pe net. A izvorât mir și din această icoană, din Valeriu, la fel cum și din Părintele Iustin Pârvu. Și se mai întâmplase o minună înainte de conferință, pentru că Părintele a ținut cu drag crucea Părintelui Iustin în mână. Chiar înaintea conferinței de la Iași, izvorăse mir într-o biserică din Iași, din icoana lui Valeriu Cafencu. Conferința a fost la Iași pe 19 martie, eu am ajuns sâmbătă la Petru Vodă și exact când ajung acolo, Părintele respectiv ceruse Maicilor racla aceasta. Trimiteți-mi și mie racla din care ai izvorât mir. De unde i-a știa Părintele că racla tocmai ajunsese în Petru Vodă? Nu știu. Și atunci m-am mirat și am zis: ia trimiteți-mi și crucea Părintelui Iustin. Și într-adevăr, duminică la Sfânta Liturghie, s-a întâmplat o minune, unii poate a citit în revista Atitudini, ieșim preotul cu crucea, a simțit cum crucea îi mișca mâna când binecuvânta, nu crucea mâna. Mi-a mai zis și la telefon, zice: nu sunt nebun, ce? Sunt om în toate mințile. Când a ieșit iar să binecuvânteze, iar a simțit cum crucea îi mișca mâna, nu mâna crucea. Ori, Sfinții au fost alături de noi și sunt alături de noi, chiar dacă avem momente de îndoială. Eu ajunsesem acum la Muntiorul pentru că vreau să fac un film artistic despre Sfinții Închisorilor și vreau să pun minunea de la Sluț cu Părintele Ilie, care, așa cum știți, le-a zis să intre în apă, din fric s-a făcut cald și mă gândeam: dar dacă Părintele Iustin Pârvu, care a relatat minunea, nu și-a adus bine aminte, dacă nu era Părintele Ilie cel care le-a zis să intre în apă rece? Și l-am cunoscut pe Părintele Valerian, care a fost și el de bază și a povestit minunea și m-am zis: uite, pentru îndoiala mea, a rânduit Dumnezeu să vină și Părintele să dea această mărturie. Închinați-vă cu credință în Basarabia, când a izvorât mir din această raclă odată, pentru că a izvorât mir de mai mult, nu doar la Iași, o femeie a primit racla de la duhovnic să o țină în mână, s-a atins de pântece și s-a vindecat de cancer. Am rugat-o să-mi dea o înregistrare, o mărturie, după câteva luni, poate trecut ani, dar oricum, după multă vreme, nu s-a auzit nimic pe reportofon. Zici că ieri trăise femeia minunată. Deci nu-i venea să creadă, cum să vă spun, parcă de-abia trăise minune. Am vorbit anul trecut, am ținut o conferință în Grecia, în Atena, la biserica în fața care a fost depus Sfântul Nectarie când a murit. Nu l-au primit în biserică, poate știți. Și un părinte i-a zis: dacă minunea despre care vrei să vii să vorbești a fost de la Dumnezeu, minunea prin care Sfântul Nectarie a operat un copil în România, atunci o să vă lase să vorbiți în biserica asta, cea mai mare biserică din Pireu. Și acolo am vorbit despre Sfântul Nectarie, dar am pomenit și despre minunea în care Sfântul Nectarie din Echina s-a arătat ținând de mâini moaștele mucenicilor de la iud. O femeie de la Ministerul de Externe al Greciei a auzit minunii, a zis: vreau și eu să am racla în casa mea, că am două tumori, una la gât și una la pântece și mi-e foarte frică, tumorile tot cresc și mi-e frică să mă mai duc să-mi facă biopsie. A ajuns racla și la ea, că am lăsat în Grecia o vreme, și mi-a scris: minune! Am fost la doctor și tumorile mi s-au micșorat atât de tare că nu mi-am mai făcut biopsie. Nu-i venea să creadă. Am și rugat-o să scrie ca să pot tipări minunea ei.
Deci Sfinții fac minuni, nu doar că îi zboră smir. S-au arătat, au vindecat bolnavi, totul după credința noastră. Cred că avem datoria, ca după ce l-am ascultat pe Părintele Valerian, să înțelegem că trebuie să ne schimbăm cu adevărat viața. Pentru mine a fost rușine. Vă mărturisesc că spunând Părintele, cum a trăit lângă Părintele Sfânt Epoca, lângă Părintele Ioan și n-aș vrea să-i prețuiască, așa m-am dat seama că au fost atâția părinți cu viața Sfântă și eu am devenit ortodox, ducându-mă ca yoghin la Părintele Ioan Iovan, cum a văzut prin poarta mănăstirii, cum a văzut, nici n-am putut intra în mănăstire, eram cu o fată cu care făceam tantra yoga, a zis, voi doi faceți yoga, sunteți cu diavolul, n-aveți ce pot aici. Deci, nu, cum a văzut? Am intrat în biserică, am zis, doar nu o să mă scoată din biserică. Și le zice oamenilor, uitați-vă la ei, credeți să reîncarnare, nu-i așa? Și am zis, da, să nu sunt de biserică, gândindu-mă că așa-i catehizez pe creștini. Lansând o carte la mănăstiri la Recea anul trecut, vine o maică și spune, știți că m-a dat părintul în afară de mănăstire? Eram și eu de față, și maica nu mai știu care, și m-am bucurat că mai sunt martorele. M-a adus Părintele Ioan la biserică și n-am știut să-l prețuiesc. Adică avem datoria să știm să prețuim cărțile pe care le avem de la noi mucenici și mărturisitori. Moaștele lor se apropie praznicul Părintelui Ilie Lăcătușu. Poate unii a zis mai târziu, la începutul cuvântului său, Părintele a povestit cum s-a dus la moaște la Părintele Ilie și a zis, Părinte, hai la stup! Și Părintele